cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Zăpada mieilor persistă în neamț și acum pe grupul prefecturii un reporter de la Radio România Actualități întreabă: bună dimineața, probleme în județ? Drumuri, linii, alimentare, energie? Răspuns deocamdată nu există. În schimb, pe mesagerul de neamț, vă oferim câteva imagini din zona Oglinzi, Târgu Neamț, unde drumul era blocat, și o știre de la Onor, Poliția Neamț, care ne spune că 7 drumuri județene aveau probleme. Care sunt acestea, puteți citi pe site-ul Mesagerul de Neamț sau pe 10H. Zi frumoasă, dimineață frumoasă, numai bună de băut o cafea, și astăzi beau cafeaua împreună cu un consilier județean, domnul Laurențiu Crețu. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine v-am revăzut într-o emisiune. Domnul Crețu, v-ați băut cafeaua în afară de asta de la noi? Da, pentru că eu lucrez de la 6:30 dimineața. Am fost un pic la muncă dimineața. N-aveți ce face. Acum am venit spre emisiunea dumneavoastră, da. Și mă voi îndepta din nou la muncă. Deci, domnul Crețu, ca să, pentru cine nu știe, da, cred că știți, este consilier județean pe lista USR Plus, Plus USR, că el provine din Plus, practic. Da, noi am candidat din partea unei alianțe. Eu provin din fostul Plus, ceilalți 3 colegi ai mei, suntem 4 în total, provin din fostul USR. Am candidat împreună cele două partide, nefiind fuzionate la momentul respectiv, sub o alianță. S-a numit Alianța USR Plus. Și acum putem spune că mi-aduc aminte de o carte veche, scrisă de un rus, nu mai știu exact cum se chema, Singur printre prieteni, parcă se chema, sau așa ceva, nu mai țin minte exact, dar s-ar putea să greșesc la titlu. Am înțeles, dumneavoastră mă trimiteți acolo, dar dumneavoastră vedeți că s-ar putea interpreta că dumneavoastră citiți cărți în limba rusă. Deci, dar ce, care-i problema? Interpreta și dumneavoastră aminte. Care-i problema? Limba rusă este o limbă interesantă din punct de vedere al literaturii. Spuneți internațională. Și internațională va fi. Aveam un profesor la facultate de relații internaționale care spunea cam așa. Și că era prin anii 89-85 și spunea cam așa. Zice, o să vedeți voi prin 2030 cum o să vă începeți autobiografiile scriind: de mic copil mi-a plăcut orezul și vodka. Așa că nu e departe de previziunea lui. Și nu era Nostradamus. Da. Dați-mi voie să mă îndoiesc că în 2023, în acest moment, cred eu că acest conflict mai stă în picioare doar datorită capacității nucleare a Rusiei, altfel. Eu nu mă bag în chestiunile astea. Eu vă spun că orezul este o mâncare interesantă și văd că e o băutură bună. Vedeți, curată. Și în China acum nu se mai mănâncă doar orez, se mai bea și lapte, se mai mănâncă și carne. Da, deci, dar nu contează. Orezul tot e baza. Orezul e baza. Da, dar hai să ne întoarcem la orezăria noastră, adică la județul Neamț. Vă rog să-mi confirmați dacă se pregătește sau nu un proiect extraordinar de înfrățire între județul Neamț și regiunea Puglia din Italia sau Bari. E adevărat sau nu? Că se discută în mediile... Înțeleg ironia dumneavoastră. Dar nu este nicio ironie, eu vorbesc foarte serios. Da, că există majoritate și s-ar putea face acest proiect. Dacă întrebați la Consiliul Local de la Grumăzești, probabil, să se înfrățească cu orașul Bari, doar așa, între regiuni, între Neamț și regiunea Puglia sau regiunea Bari, cum se numește, aș prefera județul, pentru că ar fi mult mai bine. Am avea niște experiențe de învățat din zona aceea. Poate reușim să ne adaptăm și legislația la legislația italiană, ca să nu mai fim nevoiți să facem înfrățiri. Bun, de ce v-am invitat astăzi în emisiune? Că v-am invitat astăzi cu un scop. Și eu să vreau să încetățenesc chestia asta, dacă voi găsi și alți consilieri județeni care să aibă curajul să vină în emisiuni singuri și fără indicații de partid. Domnul Crețu, când apare ordinea de zi, vreau să o discut cu consilierii județeni. Dacă tot ședințele de comisii se făceau prin WhatsApp la un moment dat,
și propunerile se făceau prin WhatsApp, dar te duceai semnezi convocatorul la camera nu știu care din Consiliu. Nu, pentru ședințele de comisie nu trebuie să semnezi. Nu, nu, erau niște chestii care trebuiau semnate după. Așa. Vreau să discutăm proiectele. De exemplu, pe data de 6 aveți o ședință ordinară. Apropo, ați avut ședință ordinară luna trecută? Nu, nu am avut ședință ordinară, nu. Deci este o lună fără ședință ordinară. Este prima ședință ordinară prezidată de domnul președinte Ionel... Ionela Saftei. Mă scuzați. Eu sunt obișnuit Ionela Saftei, președinte pe care l-am avut în ultimii 2 ani, sub mandatul, vorbesc de mandatul meu. Așa. Bun. Deci n-ați avut ședință ordinară luna trecută, că luna trecută a fost cu evenimente. Bun, dar asta se va simți în buzunărelul consilierilor județeni, că dacă n-ați avut ședință, probabil că n-ați avut nici comisii și atunci n-aveți nici bănuțul. Înțeleg unde bateți dumneavoastră, dar am înțeles. Noi am avut primite respectivele documente încă de luna trecută. Când? Încă de luna... Când? Pe 30 sau 31. A, și ați făcut ședințele de comisii pe 31. Și s-au făcut pe parte din proiecte, pe jumătate din proiecte, fiind niște proiecte relativ ușoare. Nu știu dacă sunt ușoare. Prima parte a lor chiar sunt ușoare. Am avut o ședință de comisie pe primele 10 proiecte. Din cele pe ce dată? 17 pe ce dată? Plus S1. Pe ce dată? Cred că în 31. Trebuie, ar trebui să dacă e pe 31, înseamnă că e numai bine ca să poată bifa și financiar. Da. Nu, că dacă nu se făcea pe 31, nu se bifa financiar, nu? Nu spuneți dumneavoastră. Deci se bifa financiar deci sau nu? Deci eu n-am venit să mă cer cu dumneavoastră în emisiune. Deci și trebuie să iau partea colegilor mei, tuturor celor 35 de colegi ai mei din Consiliul Județean. Uite, ca să fim cinstiți, după ce am spus că a început emisiunea și că a întrebat cineva de probleme în județ, acum domnul prefect a pus pe grup raportul operativ a ce s-a întâmplat în noaptea asta sau ieri și astăzi cu situația operativă, cu localități afectate sau nu, cu drumuri, cu ce mijloace s-a intervenit. Așa că cine o să ia colegii și o să publice probabil imediat situația asta. Da, m-a sunat cineva acum dimineață, cred că la ora 7-7 și un sfert și spunea că avea drumul blocat dinspre Mărginieni. Acum nu știu exact zona sau care era pe bucata de stradă. Și se aștepta o lamă pentru a dezăpezire. Asta cu drumuri naționale blocate, închise, nu este cazul, este probabil adevărat. Chiar și pe drumul de la Oglinzi, la Târgu Neamț. Unde noi din păcate, astă noapte a nins chiar foarte mult. Am văzut dimineața zăpada de pe mașini din oraș. Mi-am chipuit cam cum a nins și în... Ați spus că este o ședință destul, cu proiecte destul de ușoare. Eu o să-mi permit să vă contrazic un pic, pentru că, în general, în ședințele astea, considerate ușoare, apar acele planuri pentru fiecare comună pe servicii sociale. Da. Și de obicei aici lumea nu prea stă să se uite, că ele vin, au o anumită filieră și se votează. Băi, dacă ăia știu ce fac, fac acolo și își fac treaba. Da, acolo e vorba de foarte multe lucruri care ar trebui să intereseze, de exemplu, inclusiv pe domnii care câștigă niște bănuți frumos în ATOP. Pe 2500 pe lună, nu? Da, aproximativ. Cam vreo 2500. Această sumă a fost votată de puțin timp, relativ 6 luni, 7 luni, ceva de genul. Tot asta. Era mai micuță, dar a mai crescut. Dar e și responsabilitate mare. E și responsabilitate mare. O să vorbim, că avem raportul ATOP aici. Așa, sunt și niște măsuri de luat acolo și niște programe și proiecte foarte interesante. Sunt 3 mari și late. 2500 de lei, ar trebui să o facă măcar 5000 ca să facem 6 proiecte. Dacă stăm de vorbă despre ATOP, ar trebui să invitați pe cei 6 consilieri județeni care sunt în acest moment. Nu știu cine, eu l-aș invita pe domnul Spiridon, venit de la Iași, șef la Poliția Neamț, care imediat a intrat în ATOP datorită funcției, pentru că și cunoaște foarte bine realitățile din județ. Și de aceea, ori oamenii ăștia trebuie păstrați. Dar să ne întoarcem. Dacă ar fi după dumneavoastră, care ar fi proiectul cu care ar trebui să începem discuția noastră de astăzi?
Păi este proiectul 16, am scris și eu ieri despre acest proiect. Este pe un proiect mult drag mie și un subiect mult drag mie. Pe pagina mea de Facebook, în care se aprobă valoarea și plata cotizației sau contribuția financiară datorată de județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitare sau altor organizații neguvernamentale. Adică să spunem, să explicăm, este vorba de faptul că județul participă în niște ADI-uri sau în niște asociații, cum este Asociația Județelor din România, nu? Da, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Adică tot aia e. Da. Da, deci la acest proiect, la numărul 16, aveam de aprobat o valoare și o plată a cotizației doar pentru trei asociații unde noi suntem membri ca și județ. ADI Euronest, Adunarea Regiunilor Europei și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Problema aici este prezentată în felul următor. Știți că această contribuție se calculează în mod normal în funcție de numărul populației. În funcție de populația județului respectiv. Și sunt niște cote parte, de exemplu, ADI Euronestu înmulțește populația județului Neamț cu 0,075 euro și ajunge la suma de 33.900, deci 34.000 de euro. Problema nu este aici. Problema este că ADI Euronestu, în data de 5.1.23, avea niște date de la INSE, în care spunea că populația județului Neamț este 452.038. UNCJR-ul, adică Uniunea Consiliilor Județene. Pe data de? 5.1.23. Adică ianuarie 2023, da? Ok. Iulie 2022, UNCJR-ul, tot cu date de la INSE, spune și vine și spune că noi avem 553.484 locuitori în județul Neamț. La mijlocul acestora, ARE, care este Adunarea Regiunilor Europei, bine, vin cu alte date, 471.000, nu am de mai... niciuna din cele trei date nu corespunde. Nu corespunde, exact. Adică nu sunt identice, da. Dar acum, haideți să ne uităm, are EU, este Europa, în fine, au ei date despre noi, noi nu le-am trimis, ei nu le-au primit, probabil în această epocă a digitalizării le-au parvenit datele mai greu. Dar făcând o diferență între ADI Euronest, care spune că la data de 5.1.23 avem 452.000, și UNCJR, care spune că la data de 1.7.22 avem 553.000, rezultă o diferență în jumătate de an de 100.000 de locuitori. Și dacă mergem pe această diferență, da, problema cu o regulă de 3 simplă, ajungem la data de 1 iulie 25, când populația județului Neamț va fi 0. Domnul Crețu, de fapt, care este afacerea aici? Aici afacerea este că plătești pentru 100.000 de oameni o cotizație mai mare. Da. Adică aici din, e toată șmecheria. Adică este un către furt, UNCJR, este un furt pe baza indolenței funcționarilor care nu transmit. Ai primit o adresă de la UJ, cum se cheamă, da? Primești adresa aia și tu spui, bă, dar stai un pic, hai să văd. Ăștia chiar știu mai bine ca noi cât locuitori avem? Dar pe mine ceea ce mă miră este faptul că aceste instituții din România nu au o bază de date comună parvenită de la INSE. Același lucru s-a întâmplat și la primăria Piatra Neamț. Suntem digitalizați, adică vorbim despre digitalizare, suntem în 2023 și chiar datele astea, chiar dacă le trimitem prin poștă cu 3 zile înainte, dai un telefon la Ion, puneai mâna pe telefon, spuneai, alo, robotul Ion, ce locuitori are Piatra Neamț, județul Neamț? Și de asta spun că dacă UNCJR-ul ne ia în bani în plus pentru 100.000 de locuitori cu 20 de bani pe lună, ar da o diferență de 50.000 de lei, 10.000 de euro pe care CJR Neamț îi plătește în plus către UNCJR, care UNCJR nu știu ce rezultate are, că ADI Euronest, de exemplu, are rezultate. Prin ADI Euronest s-a adus spitalul de la Lețcani. Deci, da? Deci are rezultate și chiar își merită. Eu acolo aș zice să mai dăm mai mult. Eu aș zice să dăm mai mult acolo, pentru că acolo putem face un muzeu al prostiei investiționale din Neamț. Se poate face un muzeu al prostiei, scoatem și un bănuț acolo, ăia pun bilet, și ne dau o cotă parte din bilet. Cât am dat noi, 3 milioane de euro sau cât au fost, ei ne dau o cotă parte din bilet până recuperăm banii ăștia. Domnul Crețu, asta este furt datorită unei prostii. Asta e furt datorită unei prostii.
Bun, și aveți de gând să vă ridicați sau partidul nu are o poziție oficială în problema asta? Deocamdată, dacă vorbim despre partid, astăzi probabil vom avea o ședință, noi cei patru consilieri județeni din partea Alianței USR Plus, unde vom stabili strategia. Vom stabili o strategie. Și indiferent de acest rezultat, în mod normal, mi se pare foarte just și foarte corect față de cei care m-au trimis acolo sau care au trimis oamenii de pe această listă acolo, să pun această întrebare. Care este diferența dintre aceste date, între Adi Oronest și UNCJR? Este chiar important, adică mi se pare un pic așa absurd. Bă, stai o secundă, după ce date funcționăm noi? Bun, eu v-aș mai propune un subiect. La un moment dat, numai o secundă să mă uit și eu unde aveam în materialul de început, aveam un subiect pe care vreau să vi-l propun neapărat, dar merge destul de greu. Așa, Sagna, Piatra Neamț. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Aproape că nu a existat ședință ordinară să nu crească numărul acestor posturi pentru personal neclerical angajat. Deci nu preoți, neclerical. Și am văzut și cereri la niște preoți care nici măcar nu aveau biserică. Pe mine ce mă admiră faptul este că aceste cereri vin de foarte multe ori din partea unor parohii foarte puternice din punct de vedere financiar. Adică, nu vreau să dau exemple, dar propunerea mea a fost neoficială, că atunci când mai ai nevoie de două sau de patru posturi neclericale și ai o parohie vizitată de dimineață până seara de turiști, de oameni cu bani sau de oameni cu mai Vă referiți în special la mănăstiri, probabil. Mănăstiri, exact. Mănăstirile. Mi s-ar părea corect și de bun simț în momentul în care tu mai ceri bani pentru două posturi neclericale să mai vinzi un jeep din cele 10 pe care le ai. Acum foarte mulți m-au mai tras de mânecă și mi-au spus: băi, stai că nu-i chiar așa, că acele mănăstiri mai dau mâncare la oamenii săraci, la copiii din zonă, la persoanele defavorizate din zonă. Le mai dă de muncă unora, altora, acum nu știm, la negru, la gri, la... Negrii nu prea sunt în mediul rural la noi în Neamț, dar dacă aș face obiectul unei vociferări împotriva la aceste proiecte, probabil mi-aș atrage foarte multe critici. Antipatii. Pentru că antipatici deja suntem noi cei din USR Plus, datorită unor anumite, să spunem, segmente ale populației care ne consideră LGBT-iști, neomarxiști, cu toate că am căutat în dicționar ce înseamnă neomarxist, auzind foarte des acest termen și nu reușesc să înțeleg ce înseamnă neomarxist. Haideți să vă spun ceva și eu am folosit și acest așa termen. Mai departe. Cum poți să numești pe unul, eu nu are nicio legătură cu plus sau USR, dar prin extensie multe lucruri se duc, având în vedere luările publice de poziția unor lideri, nu vorbesc de membri. Dar cum poți să spui că zilele trecute am auzit că, domne, zice, grupuri progresiste au hotărât ca toate cărțile Agatei Christie să fie reeditate, dar cu rescrierea unor pasaje ca să nu jignească niște segmente ale populației. Și totuși se vor rescrie în formatul original, totuși. Nu, se vor rescrie în formatul ăla, deja au și apărut. Sau am aflat una bună, asta mi-a plăcut maxim, în Marea Britanie, la presiunea grupurilor care hotărăsc, doamne, nu trebuie să jignim așa, s-a hotărât ca în Premier League, unde vine lumea la meciuri, în perioada Ramadanului, să se oprească meciul ca să servească un sandwich specific Ramadanului, jucătorii de origine musulmană. Aștept cu nerăbdare ca pe perioada nu știu, sărbătorii Paștelui, jucătorii români din, și antrenorii români din zona Golfului și nu numai, să primească pauză, să mănânce un sandwich cu carne de porc pe stadioanele din zona respectivă sau din Turcia sau din altă parte. Pentru echilibrarea situației. De aici
pleacă toate discuțiile acelea. Nu m-am băgat în zona LGBT, acolo eu nu merg la teatru de obicei prea mult în Piatra Neamț în ultima perioadă, prefer să mă duc la Bacău, la Iași, în alte părți. Deci... Este bine că totuși mergeți la teatru. Da, deci asta vreau să spun. Ne întoarcem. Deci, aceste posturi create, unele necesare, altele făcute doar așa pentru că avem influență, grevează încet, încet niște bani la buget. După cum este la fel de adevărat că poate consilierii județeni, și aici eu fac o vină tuturor consilierilor județeni, nu stau mai atent atunci când vin, deși sunt foarte criptice, greu de descifrat, acele scheme de personal care se votează anual pentru Consiliul Județean și pentru instituțiile subordonate. Că dacă am face un pic de curățenie, cred că ați putea angaja câțiva la dumneavoastră la societate la spălat mașini. Da, din păcate sunt și anumite mănăstiri sau biserici care într-adevăr au nevoie de acești bănuți. Au nevoie de om acolo. Sunt parohii mici în care majoritatea populației este în vârstă, lipsită de posibilități materiale, astfel încât preoții care slujesc în acele biserici nu reușesc să strângă suficienți bani pentru a plăti tot ceea ce este necesar pentru a-și desfășura munca în bune condiții. Însă, din păcate, în același timp, avem pe de altă parte parohii foarte mari, chiar și situate în orașul Piatra Neamț sau mănăstiri, cum am vorbit mai înainte, care cer bani pentru aceste posturi de personal neclerical. Nu putem să facem o diferență de foarte multe ori între parohiile mai bogate sau parohiile mai sărace, care într-adevăr au nevoie de acești bănuți pentru a fi ajutate. Pentru că într-adevăr sunt preoți care au comunități foarte mici și foarte sărace și necesită un ajutor. Am înțeles. Bun. Acum, haideți să mergem un pic. Astăzi este, deci, ședința de poimâine, nu? Sau de mâine. Mâine. De mâine. Are un tipic aparte pentru că sunt foarte multe rapoarte prezentate consilierilor și opiniei publice, teoretic, ca să vadă lumea cum s-au făcut treburile în zona respectivă. Și eu vă propun să începem cu un raport. Dați-mi voie, ați spus că este o ședință atipică. Este o ședință atipică pentru că este o ședință ordinară cu prezență fizică. Deci este atipică pentru ultimii 2 ani. Bine, bine. Acum aici îl laud pe domnul Asaftei pentru că l-a bătut și pe domnul Carabelea. Pentru că domnul Carabelea încă mai face ședințe hibride. Hibrid. Ceea ce mi se pare o mare, o mare, o mare... Însă în ziua ședinței am putea avea o persoană care într-adevăr este plecată într-o localitate și? Sau să o evite o urgență și ar putea să intre pe online. Și de ce? Să-și exprime votul sau părerea. Să-și exprime votul în ședință, că de-aia este consilier județean. Nu este consilier județean să exprime votul din mașină. Mă uitam zilele trecute la ședință și am văzut pe cineva în mașină. Și stătea în mașină și exprima votul în cunoștință de cauză. Din mers. Din mers. Din mers este... Da, am remarcat și eu foarte mult. Deci, aici. Mi se pare o nesimțire totală și un lipsă de respect față de alegători, față de instituția Consiliului Județean, față de instituția Consilierului Județean și față de tot. Este o lipsă de respect. Nu poți să ajungi? Nu ajungi. Aha, te sancționează partidul că n-are majoritate, că majoritatea e mică. Ghinion pisica 13. Nu, la noi în CSE nu sunt foarte clare din acest punct de vedere, indiferent dacă lipsește unul, doi, dintr-o tot, parte, cu de tot, la putere respect, sau din opoziție. Cu tot respectul, am văzut că, că suntem alianța este foarte mare. PSD, ceilalți, are o majoritate liniștită câteodată și cu un sprijin neașteptat, dar nu vreau să intru în emanunte. Când spuneți ceilalți, să nu uitați și partidul PP, așa, cu doi, da, ca să da, nu se supere PSL, așa. Bun. Da, haideți să discutăm un pic aceste prezentări, rapoarte, cum să le spunem. De exemplu, eu astăzi vreau să lansez public faptul că vrem să acordăm titlul de funcționarul anului. De fapt, ar trebui funcționarii anului pentru 3 persoane din Consiliul Județean și șefului lor care a semnat că este de acord.
raport de evaluare a implementării legii 544 pe 2001 în anul 2022, adică un an în care domnul Arsenie a fost la serviciu, din când în când. Legea 544 este, stimați telespectatori, legea aceea care permite cuiva să aibă să primească informații publice. Legea aia are niște chestii foarte clare, ce sunt informațiile publice, ce nu, cât timp trebuie să le dea șmecherii care se ocupă cu așa ceva, nu numai de la Consiliul Județean, că și în alte părți. Și avem raportul de evaluare la pagina 781 din cele 788 de pagini trimise pentru ședința de azi. Și începe așa. Subsemnata Poiană Dumitrița, responsabil de aplicarea legii numărul, cu modificările și completările ulterioare, prezintă actualul raport de evaluare internă finalizat în urma... Bogdan, cred că mă vezi, nu? Așa. Finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informațiile de interes public. Și prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost, și e ca la examen, foarte bună, bună, satisfăcătoare sau nesatisfăcătoare. Și spune, foarte bună! Este ura! Este ca la un examen mai simplu. Aplauze! Deci, pe 544, Consiliul Județean a funcționat impecabil. Adică, orice informație se dădea. Consilierii județeni de câte ori au cerut informații și nu li s-a dat? Nu, în general, atunci când am cerut informații, ni s-au dat. Când ni s-au dat sub o formă sau sub altă formă. Mai sau după o ședință, sau mai după două. Explicită. Nu, eu tot timpul am găsit, eu cel puțin, eu personal am găsit înțelegere majoritatea cazurilor. Ok. Și îl spune, îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2022. Resurse și proces. Cum apreciați resursele umane disponibile? Suficiente. Apreciați că resursele materiale disponibile sunt suficiente. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate? Foarte bună. Deci este excepțional până aici. Și după aceea, informații publicate din oficiu. Instituția dumneavoastră a afișat informații, documentele conform. Da, pe ce? Pe pagina de internet a instituției, care este o pagină de largă respirație județeană, în care toată lumea, îmi pare rău că nu pot intra acum în paralel pe ea, ca să vă arăt cât de respirație județeană. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă? Da. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității? Postarea pe rețele de socializare, pe pagini personalizate, nu ale instituției. Ia uitați-vă pe ce. Ale conducerii instituției. Adică pagina de Facebook a domnului IA, adică Iona Saftei, nu Ionel Arsene, cum v-ați gândit, este Biblia. De la Biblie să scriu celelalte cărți sfinte ale vicepreședinților. Deci nu, ca să fim cinstiți. A publicat instituția noastră seturi de date suplimentare? Da. Și mergem și ajungem undeva care este, vă rog să comentați. Numărul total de solicitări, 54. Rețineți această cifră. 54. Numărul total de solicitări soluționate favorabil, 41. 54, 41. Redirecționat către alte instituții, una. Păi înainte erau 54 și acum sunt 41, ce-i cu diferența? Dacă tot ai avut foarte bine activitatea, că eu nu înțeleg. Da, probabil mai sunt cereri cărora nu s-a dat răspuns. Am înțeles la o emisiune de ieri și colegul meu de la PNL, Valentin Stavarache, a făcut o cerere că deocamdată nu a primit niciun răspuns. Domnul probabil Crețu, sunt astfel de cereri. Domnul Crețu, am făcut o cerere acum 9 luni de zile, oficială, am depus-o la secretariat și am întrebat așa. Vă rugăm cu umilința specifică unor ziare față de această instituție măreață condusă de cel mai iubit fiu al județului. Să ne spuneți și nouă, cine a dat dispoziția pentru reluarea circulației pe podul de la Luțca? Așa. N-am primit răspuns. Da, păi atunci dumneavoastră erați presa, iar presa nu prea primea răspunsul din partea instituției. Păi da, 544 pentru presă! Pentru că astea erau ordinele în general.
Ați văzut că păi și atunci a aflat la putere, nu prea are. Și atunci o să votați foarte bine la raportul ăsta? Nu, eu vă sfătuiesc pe dumneavoastră să mai faceți o cerere sub actuala conducere, poate vi se va cu și mai multă umilință. Poate vi se va da un răspuns de către actuala conducere. Da. Deci și atunci cum poți să spui tu că e foarte bună activitatea? Și domnul Bosovici, șeful, să spună sunt de acord, doamna Rosalia, care este șefa de serviciu, coadă, să spună și ea, sunt de acord cu acest foarte bine. Și ca să vedeți, mergem mai departe. Ce măsuri ați luat ca această problemă să fie rezolvată? Adică să nu se depășească termene să dea răspunsurile. Nici o măsură, nici păi măcar nu să răspundă. Totul merge bine și este de foarte bine și este punctat, are punctaj maxim. Care ar mai fi măsurile pentru a fi luate, astfel încât să eficientizez răspunsul autorităților? Păi eu spun simplu, haide să-i declarăm funcționarii anului. Să le dăm și o primă, pentru că merită, pot să vă folosesc de un ales județean ca să vă fac această propunere, să o duceți mai departe. Nu, mulțumesc. Nu vreți. Deci nu mă reprezentați și pe mine. Deocamdată nu. Mulțumesc, am înțeles. Bun. Alte rapoarte. Nu știu dacă ați văzut. Bine, asta cu petițiile tot doamna respectivă face și nici nu vreau să mai comentez. Este un raport de la Top. Am văzut. Haideți, spuneți-mi dumneavoastră, că l-ați citit, eu nu l-am citit. Băi, nu, eu asta v-am spus și mai înainte, la începutul emisiunii. Trebuie să invitați pe cei 6 consilieri județeni care fac parte din ATOP. Haideți să recunoaștem, rolul consilierului județeni în ATOP mie mi se pare inoportun. Este mai mult o sinecură politică. Asta este. Puterea să-și consolideze votul celor 6. Da. Într-adevăr, de acolo, din această comisie ATOP, nu știu, probabil comisia este alcătuită din 15 membri. Este foarte normal să facă parte șeful poliției sau locțuitorul poliției, IPJ-ului, șeful jandarmeriei sau locțuitorul și așa mai departe. ISU, da? Prefectul. Eu la jandarmerie am un amendament să facă parte ofițerul care a stat la ușa domnului Arsene. Aceasta este... Aceștia sunt membrii Comisiei de Fapt și de Drept, Autoritatea Publică Teritorială. Nu văd rolul consilierilor județeni. Dom'le, trebuie să fie niște reprezentanți ai județului. Niște avize pur consultative, pentru că acești reprezentanți ai județului, haideți să fim serioși, în fond și la urma urmei, ei merg pe scheletul sau pe structura ceea ce consideră că este bine de făcut MEAI-ul. Sau, în cel mai bun caz, prefectura. Prin ordine de la guvern, pentru că este reprezentantul guvernului în teritoriu. Dar acum tu, ca și consilier județean, să mergi și să dezvolți această structură sau să implementezi proiecte tu de capul tău, nu prea mi se pare foarte în ordine. Și mai ales să fii răsplătit pentru așa ceva, să fii răsplătit cu aceste sume, 1.500 de lei. Noi, la nivel național, am fost tot timpul împotriva acestor structuri. Nu ne-am văzut rostul, dar acum haideți să înțelegem. Reprezentanții MEAI sau ai prefecturii au ce căuta acolo, însă consilierii județeni, nu, în afară de un aviz consultativ, nu prea înțeleg care este rolul dumnealor. Bogdan, te rog frumos să-mi pui mare imaginea, îl las și pe domnul Crețu, pe mine lasă-mă așa în spate. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Neamț își propune să deruleze pe parcursul anului 2023 următoarele proiecte. Denumirea proiectului Împreună pentru o școală fără violență. Mi se pare absolut normal să facem un astfel. Proiect de prevenire a faptelor de violență în mediul școlar. Obiectul proiectului, perioada de desfășurare. Nu vedem nimic cam cum s-ar desfășura proiectul ăsta și cine l-ar face și care este rolul ATOP aici. SOS ajută-ți prietenul credincios. Proiect privind obligativitatea microcipării și sterilizării unor categorii de animale de companie cu scopul de a crește gradul de sănătate și siguranță publică a județului Neamț. Numai din martie până în iulie, adică din martie 2023 până în iulie 2024, deci vor fi ocupați foarte tare cu microciparea. Și Weissbuster,
proiect de promovare a principiilor sănătoase în societate. Aprilie 23, octombrie 23. Da, aceasta este substanța domnului președinte ATOP. Adrian Băurceanu. Adrian Băurceanu. Este substanța domnului. Nu, nu, este el tot ATOP. Consideră că este tot ATOP. Am înțeles. Această hârtie este semnată de domnul președinte. El este președintele comisiei, dacă nu mă înșel. Asta e planul de acțiune pe anul 2023 și cu o parte din 2024, ca să nu... Și pe anul, dar da, să uitați în scris. Au predictibilitate. Au predictibilitate, da. Deci, adică, școală fără violență... uite, cineva ne spune, da, o să mă mai uit să văd. Fără violență, microcipare animalelor și principii sănătoase în societate. Nu știu ce înseamnă principii sănătoase în societate. Mi se par teme foarte bune, foarte oportune, însă nu consider că un consilier județean ar trebui să primească o remunerație pentru că el intervine în astfel de proiecte. Și aici mai avem, dar o să trebuiască să mă suportați că dau ca să ajung sus la niște date, un raport semnat împreună de domnul Băurceanu cu domnul Spiridon, care de fapt pare mai mult un raport al poliției, activități desfășurate și rezultate obținute la nivelul IPJ Neamț în anul 2022. Semnat de domnul Băurceanu, probabil că acolo este o chestie de... cum se spune? Pur consultativă. Pur consultativă. Așa, și avem și un plan de acțiune care are legătură cu ATOP-ul Neamț foarte tare. De exemplu, întărirea cooperării și a schimbului de informații între autoritățile competente în domeniul prevenirii și combaterii migrației ilegale. Tocmai ce am spus. Deci acestea sunt probleme... Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Alcătuite pe scheletul MAI. Exact. Dar care este rolul consilierului județean în această structură? În afară de pur consultativă sau de a face parte din anumite proiecte, să ajute la îndeplinirea acestor proiecte legate de bullying, da? Bullying-ul școlar. Într-adevăr, tot timpul a fost bullying și când eram noi copii și acum și va mai fi. Într-adevăr, trebuie să luăm măsuri, absolut, mi se pare absolut normal, să luăm măsuri pentru a combate acest bullying care este în școli și ca acesta să prindă dimensiuni sau contur cât mai redus, cât mai mic. Însă rolul consilierului județean, repet, nu îl prea văd. Deci, ce veți citi mâine în ședință și veți aproba, probabil, sau nu știu, e pur și simplu informativ, planul strategic al autorității teritoriale de ordine publică din județul Neamț pentru anul 2023. Adică avem plan strategic, este pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale în afara străzii, se mai poate, da. Reprezintă un document cu caracter de recomandare, adică nu e obligatoriu, elaborat de autoritatea de ordine publică în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al județului Neamț. Ca să fie clar care sunt ierarhiile, ATOP-ul și Inspectoratul de Poliție. Și spune așa cu modestie că în acest sens au fost avute în vedere rezultatele evaluării activității Inspectoratului de Poliție al județului Neamț, preluându-se în planul strategic prioritățile de acțiune propuse în urma acestei activități. Adică s-a luat planul poliției și s-a băgat în ATOP. Și cu asta ne-am făcut treaba, putem semna statul de plată. Deci de unde am plecat și unde am ajuns? Deci la statul de plată. Fără substanță și ajungem la a primi niște indemnizații în baza acestor hârtii care de obicei se mai copie așa de pe un an pe altul. Ați văzut și dumneavoastră, nu știu, la Apaser, parcă au adus niște hârtii semnate de prin Dor sau de prin Târgu Jiu. Nu-i prima dată la Consiliul Județean, era un proiect mare cu niște autobuze electrice pe care scria DEVA. Deci nu mai contează. Deci, mai contează. Normal, aceste planuri sunt emise de către autorități în anumiți ani și ele se mai copie din când în când, se mai dă un copy-paste și se mai primește câte o indemnizație. Da, avem și un raport de activitate la ATOP care este plin de cuvinte frumoase. Plin de cuvinte frumoase și, de exemplu, a fost votat în unanimitate, nu știu ce, și avem informare din partea IJJ Neamț, nu știu ce înseamnă IJJ, IJJ Neamț, privind prezența zimbrilor în apropierea locuințelor.
un lucru extraordinar. Informare dispune de măsurile organizaționale privind proiectul concurs Weissbuster, privind reducerea consumului de substanțe psihoactive în mediul școlar. Adică facem un concurs. Mi se pare absolut normal. Domnule Bălănescu, poate avem vreun coleg de la CJ care face parte din ATOP și poate dorește să intervină. Eu n-am nicio problemă, cunosc toți numărul de telefon, mă pot suna, fără probleme. Organism. Da, îmi spune cineva aici că dacă tot se discută despre ședințele de Consiliu local, spune. Aș veni cu propunerea ca la nivel local să fie câte un reprezentant al prefecturii pentru a urmări desfășurarea ședințelor sau cel puțin ca să-i sfătuiască pe cei din OAT-ului așa cum trebuie desfășurată o ședință. Mă rog, e cam mult spus. Da, și atâta vreme cât prefectul este numit tot politic ca fiind reprezentantul guvernului în teritoriu, nu știu care ar mai fi substanța acestei activități. Da, să reținem că pentru anul 2022 ATOP Neamț a urmărit realizarea unui capitol indicator de performanță minimali pentru serviciul poliționesc. Nu știu dacă aici au colaborat și cu sindicatele din poliție. Ar fi interesant de văzut. Ne oprim și cu ATOP-ul și mergem în altă parte, domnul Crețu. Undeva trebuie să fie un raport privind, nu bunurile din județului, că aici nu ne băgăm, trebuie să fie un raport cu protecția socială, parcă, sau ceva de genul acesta. Eu v-aș spune despre un alt proiect, de exemplu, v-aș povesti aprobarea bugetului de venituri și cheltuieri pentru anul 2023 al SC Drupul Neamț. Deci avem aici venituri, avem cheltuieri, avem un profit foarte mic. Și da, un impozit pe profit avem. Și în final rămânem cu un profit net de 160.000 de lei pentru această societate. Această societate, într-adevăr, ne dăm seama că vine după o reorganizare în care a adus-o destul de greu, dar dacă tragem linie la ceea ce se prognozează pe acest an, vom observa un profit de 32.600 de euro este profitul net al acestei societăți pentru acest an prognozat. Făcând o socoteală la cei 76 de salariați care îi are Drupo în acest moment sau îi va avea la sfârșitul anului, acum cred că are 78. Probabil vor mai ieși două persoane la pensie, să vedem dacă profitul va rămâne mai mare, înseamnă că vor ieși doi de mai sus la pensie. Așa, ceea ce aduce la un profit net pe lună, per salariat, de 35 de euro. Este o discuție în care nu prea înțeleg cum ar putea să mai atragă venituri pentru investiții această societate, având în vedere că doar 35 de euro ți-i aduce un singur angajat din cei 76 și dacă punem în socoteală, dacă ne gândim că o mașină sau un utilaj costă aproximativ 200.000 de euro, ne punem întrebarea cum această societate va putea deveni vandabilă competitivă. Pentru a putea merge competitivă. Într-un concurs sau într-o licitație cu alte firme care în acest moment construiesc străzi sau coridoare de mobilitate la noi în județ. Cu acest bun, profit personal, la Drupo, pare foarte mic. Cred că ar trebui să discutăm un pic așa. Drupo, la un moment dat, a fost folosit, și asta o spun eu, ca un fel de fata Morgana, de niște persoane care au zis, băi, zice, lasă că avem o bază materială acolo, avem niște terenuri, așa o să-l vindem la un moment dat și o să facem niște bănuți, noi ne restrângem, ne mutăm la giro, vedem noi, ne facem un alt sediu. Așa. Nu a existat niciun plan al acționarului majoritar și cred că unic de la Drupo, adică Consiliul Județean Neamț, sau Județul Neamț, nu știu cum. Consiliul Județean, care să spună ce facem noi cu Drupo. Îl dotăm ca să putem să ne facem treaba pe modelul Primăria Piatra Neamț Public Serve, adică tot ce avem pe drumul județene să facem cu Drupo, dar în momentul ăsta ce poți să faci cu Drupo pe drumurile județene în afară de dezăpezire, probabil, pe o anumită parte a județului? Da, contrate încheiate ferm.
și lăsate doar pentru dezăpezire. Da, în condițiile în care această societate are un profit așa de mic și cheltuielile pentru investiții din ceea ce am primit noi, am văzut depășesc puțin 50.000 de euro în acest an, cheltuielile de investiții. Deci 50.000 de euro pentru un camion, poate, pe care îi faci cu 76 de angajați, cumperi un camion dar la mâna a doua, nu noi. Dacă cumpărăm acele camioane vândute de anumite societăți, nu vă mai spun acum că a fost vorba de două camioane vândute de către un personaj către o anumită societate. Adică către Publisher, nu? Către Publisher și personajul nu era personaj, deci, era firma unei apropiate al personajului care fusese prefect al județului. Două astfel de utilaje pe care trebuie să mai bagi încă 50.000 de euro ca să le pui să meargă. Deci mi se pare foarte mic profitul pentru această firmă și având în vedere că tu trebuie să mergi în permanență, să participi la licitații, să câștigi contracte și având în vedere că de cealaltă parte ai competitori foarte puternici la noi în județ, mi se pare foarte greu ca Drupo să mai țină steagul sus în condițiile în care nu va primi o finanțare foarte puternică, nu știu, probabil de la CEJ. Cumva să aducem niște bani pentru investiții astfel încât să modernizăm utilajele pe care le deține această societate. Să le modernizăm sau să cumpărăm altele noi, da? Să modernizăm societatea în sine. Acolo este o discuție, așa cum a fost discuția de la Publisher la Piatra Neamț. Ce vrei să faci, de fapt, cu societatea? Pentru că dacă tu nu ai niciun plan cu ea și o ții doar ca să poți angaja niște oameni acolo, le dai niște salarii la unii care sunt... Da, vorbim despre sinecuri politice. Sinecuri politice și niște oameni puși să lucreze în niște condiții infernale, vorbesc și de ea de jos. Și pe salarii foarte mici. Și pe salarii foarte mici, da. Atunci există o problemă. E o problemă de perspectivă, de plan strategic, de dezvoltare. Acum, domnul Crețu, ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb așa. Cum v-ar plăcea să desfășoare activitatea în Consiliul Județean de acum înainte? Da, sunt multe lucruri de spus aici. Ar trebui să stăm, nu știu, o zi. Nu vă faceți probleme. Substanța acestei întrebări... Eu nu vă întreb cum a fost înainte. Deci, în primul rând, în acest moment, ședințele vor fi în format fizic. Mi-ar place ca din partea actualei președinte a Consiliului Județean să găsim bunăvoință și atunci când avem întrebări să nu mai punem și să nu mai mergem cu aceste întrebări sau cu aceste dezbateri doar pe subiectul, pe punctul diverse la sfârșitul ședinței, înainte, după ce se vor fi votat proiectele, ci ne-am dorit să existe o dezbatere înainte de votul acestor proiecte, astfel încât chiar și consilierii puterii, să spunem așa, să-și dea seama că atunci când un proiect nu este bine pus pe masă sau nu este bine aranjat sau nu dă spre bine, să aibă puterea sau să aibă curajul să voteze împotriva directivei de partid. Pentru că eu până acum, în 2 ani de zile, în acest mandat, eu nu am văzut pe nimeni să facă măcar o abținere, acești consilieri ai puterii, să fim bine înțeleși, să facă măcar o abținere la unul dintre proiectele propuse de domnul fost președinte Ionel Arsenie. Pentru că, în general, dar există o explicație pentru acest lucru? Hai să zic că cei de la PSD erau... Da, există o explicație. Să fim serioși, să fim pragmatici. Explicația este că dacă mâine nu votezi acest proiect, ai zburat din atop, că tot am vorbit de atop, da? Sau ai zburat din funcția la care ești angajat la o instituție subordonată Consiliul Județean. Nu doar el, ci și soția. Sunt cazuri, da? Deci ai zburat și tu, ai zburat și soția și ai zburat și din atop, dau un exemplu. Atop fiind o sinecură. Știți cum mi se pare mie? Mie înseamnă grup. Atunci, asta este lobby-ul politic. Aceasta este puterea în acest moment. Și aceasta este democrația dată de votul cetățenilor. Nu mi se pare normal, dar asta este. Eu bănuiesc că de asta acești consilieri ai puterii în acest moment nu măcar, nici măcar nu întreabă de ce și până unde. Plus faptul că majoritatea probabil nu citesc foarte bine proiectele. Știți foarte bine și pe dumneavoastră în emisiune am văzut că era sunat pe unul din consilierii județeni la un moment dat, acum jumătate de an, probabil un an, și nu a știut să vă dea răspuns cu privire la acel proiect pe care tocmai îl votase. Și sunt consilieri cu experiență, adică care stau acolo de foarte mult timp. Păi ce să le mai cerem unor consilieri care abia au intrat în acest mandat? Și când primește 1000 și ceva de pagini cu câteva zile înainte, care de multe ori paginile astea sunt scrise într-un limbaj absolut funcționăresc, în general, pe aceste pagini trebuie să știi unde să citești.
Nu neapărat să citești toate cele 1000 de pagini. Am înțeles, este foarte bine să le citești pe acele 1000 de pagini. Însă trebuie să știi la fiecare proiect unde să citești, unde găsești substanța proiectului și ce vrea să zică și care este goloneala de foarte multe ori ascunzișul ceea ce se vrea. Dacă ați vorbit mai înainte de acele modificări din statul unor societăți subordonate CJ-ului, da? Ne aducem aminte de cazul Teatru cu fosta soția domnului Meraru. Domnului Meraru, da? Într-adevăr, trebuie să știi unde să citești. Da, și trebuie să, că de obicei ele sunt făcute în așa fel încât pur și simplu nu-ți dai seama la o primă lectură. Și trebuie să te duci să cauți alte documente. Mai informezi, mai ai prieteni. Da. Uitați, de exemplu, acum am avut avem un proiect, se aprobă documentația tehnico-economică, faza SF, aferentă obiectivelor de investiții, instalare, sistem de supraveghere video și sistem de alarmă. Pentru casa de tip familial, în Felicia, la Săvinești, la Piatra Neamț și încă o casă, nu știu, așa, la Roman. Am luat toată această documentație și am chemat un prieten care are o firmă care și se ocupă cu așa ceva. Și l-am întrebat, cum ți se par prețurile? Uite, cam astea sunt aparatele, cam astea este suprafața, avem nevoie de sisteme de supraveghere, de alarmă, de cam... Da, și mi-a spus, da, dacă s-ar realiza acest obiectiv cam în termen de o lună, două, acestea sunt prețurile. După două luni de zile, probabil prețurile se vor mări, vor crește. Dar încerc să mă informez. Și mi-a spus, da, deci prețurile aici sunt e okay. Decât ok. Deci da. Nu se încearcă, pentru că eu nu am de unde să știu cât costă un aparat de supraveghere video. În acest moment costă 5 lei sau costă 1000 de euro. Și mie îmi vine cu studiul SF și îmi spune 1000 de euro, când el de fapt costă 5 euro. S-a întâmplat cu gardurile la nu știu ce instituție, vă aduceți aminte de acum un an, doi ani, da? Apropo, o să vă rog. Asta, încercăm să ne informăm. Chiar dacă nu știm, mai sunăm un prieten, mai vorbim, ne sfătuim noi între noi și așa mai departe. În schimb, de partea cealaltă... De data asta o să-mi permit să vă rog ceva, poate puneți o întrebare la diverse. Ce mai e cu proiectul privind extinderea sediului Consiliului Județean? Da. Care este stadiul? Și poate o să vă mai rog, poate reușiți, poate rugați pe colegii din partid de la dată să întrebe, să ceară o explicație, dar de data asta o explicație, nu o chestie din vârful limbii așa, de ce s-a oprit proiectul de la UPU. Să întrebați un pic ce se întâmplă cu blocajul pe proiecte în care Consiliul Județean a fost parte și este parte, care sunt blocate la spital, nu se mai lucrează pe niște proiecte. Adică oncologia e cu cei de la Compania Națională de Investiții, dar tot prin... Astea mi se par niște lucruri extrem de importante și ar trebui discutate. Acum, că vrem, nu vrem, s-a încheiat cel puțin aparent o epocă, da, și... și începe alta. Da? Și poate ar trebui niște explicații. Așa cum i-am reproșat domnului Carabelea la vremea respectivă că nu a făcut un raport cu ce a preluat din urmă, poate și domnul Asaftei, dacă are tot ce îi trebuie la domnia sa, să facă și el un raport cu situația proiectelor, situația tuturor, de exemplu. Domnul Asaftei și-a făcut acum recent aprobarea inventarilor bunului din domeniul public și privat al județului Neamț. Asta este bine. 31-12-2022. Asta este bine, dar... Să vadă ce preia și uite, ce lasă mai departe. Aveți astăzi, a apărut parcă încă un proiect cu gunoaiele pe zona... Cu gunoaiele, cu deșeurile. Da. Pe zona 1. Acolo, noi am făcut emisiuni după emisiuni. Bine, da, datorită presiei și datorită contestațiilor celor de la Bratner. De la Bratner s-au mai luat măsuri și s-au luat măsuri, pentru că altfel acest proiect cred că murea în păpușoi în partea în care trebuia. Abia astăzi ni s-a adus la cunoștință, ieri ni s-a adus la cunoștință că acea comisie care s-a ocupat de faptul, de raport, de audit, astfel încât să vadă dacă sunt îndeplinite toate condițiile din contract, ni s-a adus la cunoștință că în data de 4.1.2023, Banca Națională a României a spus că, de fapt, acest, dacă vă ajuți aminte, apropo de garanție, aici în emisiune am prezentat documentul. Nu este un instrument de garanție valid la data prezentării. Aici am prezentat documentul pentru prima dată. Ieri ni s-a adus la cunoștință acest... Știți ce ar fi interesant, domnul Crețu? Să ridici un consilier județean în picioare și să spună, bă, dacă presa a spus că ăla nu-i bun și s-a dovedit că nu e bun, tot presa a scris la un moment dat, sub formă de bârfă, că
oameni din conducerea Adi Econeam s-au întâlnit de mai multe ori la o pensiune din intrarea în oraș, nu mai spun din ce zonă, cu oameni de la acea asociație. Și-au discutat, și-au discutat acolo probleme de logistică, nu altceva. Sigur. Unul dintre oamenii de la Adi Econeams, după acele întâlniri, a luat legătura cu mai mulți muncitori și cadre de conducere de la o societate care se ocupa de strâns gunoaie. Pardon, deșeuri. Gunoaiele se strâng în altă parte. Și i-a spus, nu veniți să lucrați la noua societate, că eu voi fi director. N-ar trebui să întrebe cineva, dom'le, e adevărat lucrul acesta? Nu am putea să venim să ne facă un raport cei de la Adieco? Okay. Mai indicat ar fi faptul ca cei de la procuratură să ne facă un raport despre ceea ce s-a întâmplat. Bine, acum, ei au fost sesizați din câte am înțeles. Ei au fost sesizați din câte am înțeles. Iar că ați adus vorba de acea persoană care va fi director și avea nevoie de angajați, într-adevăr este o perioadă de tranziție de 3 luni de zile în care, în mod normal, firma nouă care vine să da, atunci îți dai demisia de la și ia toți oamenii. Îți dai demisia de la Adieco, nu? Dacă nu era bătută palma deocamdată, nu era 100% sigur ceea ce se va întâmpla. Adică nu se datorită presei, da, datorită presei pe care o aplaud în acest moment. Deci, și a celor de la Bradner, care au contestat în instanță domnului, mai multe rânduri. Și a domnului, trebuie să o spun, că am spus-o și în emisiune, a domnului Potolea, care a văzut acea hârtie de garanție, i s-a părut ciudată și a cerut să fie verificată la Banca Națională. Pentru că el, fiind din domeniul și bancar, când deci când a primit-o el, atunci a cerut să fie verificată. Și aici trebuie să, ce este adevărat, să recunoaștem. Dânsul a cerut Băncii Naționale, care după aceea a verificat, nu altcineva. Și după aceea primăria a transmis celor de la Adieco și acționarilor, băi, aveți o problemă. Dar nu s-a luat nicio măsură. Contractul ăla trebuia anulat. Anulat atunci. Da, și reluăm procedurile. Acum să vedem ce vor spune cei de la Bradner în acest moment. Dacă aceste proceduri au fost greșite, în afara faptului că ei au contestat de la începutului caietul de sarcini, că a fost făcut cu dedicație. Da. A interesat pe cineva? Acestea sunt lucrurile în România. Vă dați seama? Da. Deci cam așa o facem de dimineață până seara. Nu, cred. Despre asta am încheiat emisiunea. Când ajungem acolo să facem politică. E minutul și e 9:27. Deci continuați cu ce ați vrea să schimbe în Consiliu, în afară de acest lucru. Da, deci îmi doresc o mai multă deschidere din partea consilierilor aflați la putere și din partea consiliului și din partea președintelui de Consiliul Județean. Am văzut, într-adevăr, dânsul încearcă să fie mai drăguț, mai amabil. Nu că ne-am fi certat foarte mult cu fostul. Dar de foarte când. Multe ori fostul nu ne dădea cuvântul sau nu ne lăsa să ne exprimăm. Domnul Crețu, că am văzut niște exprimări. Am văzut niște exprimări în ședințe cu Toloaca, cu șezătoarea și cu alte lucruri, care, cum să vă spun, numai prietenești nu sunt. Okay. Asta înseamnă... Și dumneavoastră vi s-a închis de câteva ori, s-a încercat să vi se închidă. Da, știți de ce? Pentru că eu am fost, cred că din partea consilierilor din opoziție, cred că am luat cuvântul de cele mai multe ori. Păi tocmai. Și atunci nu putem spune că a fost foarte prietenos, domnul președinte. Da, dar eu m-aș fi așteptat să fie chiar și mai tăios, credeți-mă. Deci chiar am avut așa semnale că mai vezi de treabă, mai stai mai liniștit, că ai putea primi și alte semnale. Și într-adevăr, nu. Dânsul chiar a jucat într-o altă ligă, a fost prea sus, astfel încât să fie încurcat de un simplu consilier din partea puterii. Acum, dacă vă uitați în sus și vedeți peninsula, sudul peninsulei, nu cred că o vedeți. Așa... Ce să vă mai spun? Deci asta îmi doresc. Deschidere din partea actualului președinte al Consiliului Județean. Și sperăm că eu va fi doresc... mai deschis față de domnul Ionel Arsenie. Și în continuare, ceea ce îmi doresc, ceea ce aș dori, mi-aș dori faptul să nu mai vedem astfel de caiete de sarcini, cum a fost acesta, despre care am discutat mai înainte. Deci mi-aș dori ca cei care au ajuns acolo să încerce să lucreze pentru binele comunității, nu pentru binele... Știți ce vă terților? Sugerez? Cereți celor de la Econeams, Adi Econeams, să vă facă un raport cu privire la cadrele care lucrează. Cadre, am spus. N-am spus oamenii care lucrează.
cadrele care lucrează acolo, să vedem care sunt competențele lor în domeniul acesta atât de sensibil al corectării. Deci, am înțeles. Știți că de câteodată mai propunem membrii sau se face câte o comisie și acea comisie desemnează membrii CEA sau membrii AGA, agamanii din Troleu, Drupo și așa mai departe. Dacă vă uitați pe acele liste, persoanele care se înscriu acolo, marea lor majoritate, am rămas foarte surprins să văd că au facultăți făcute acum 5 ani sau 6 ani în mediul privat, facultăți private. Dar n-am nicio problemă. La persoane care sunt de vârstă mai înaintată decât a mea. Ei abia acum reușesc să-și ducă terminarea studiilor superioare la capăt, pentru că ei la un moment dat, acum 10 ani, 12 ani, nici măcar acele studii în mediul privat nu le aveau. Ori pentru mine, o persoană care ajunge acolo ar trebui să aibă cel puțin un ISE, un ASE, un drept făcut la zi și la 20 de ani, nu nici de cum la 50 de ani. Marea lor majoritate. Să-l facă și la facultate particulară, dar serioasă. Marea lor majoritate sunt persoane de astfel, sunt astfel de persoane. Eu acum nu am nimic împotrivă, apropo de acest caz, sunt persoane, nu știu, care vând ceva nesemnificativ în piață și care ar putea să îndeplinească foarte bine 100% rolul de președinte al Consiliului Județean. Nu am nimic în a reproșa ceva acelui care este mai slab sau care are mai puțină școală. Atunci când dânsul arată că într-adevăr merită să lucreze pe acea funcție și că se zbate pentru binele comunității. Dar de foarte multe ori ajungem să vedem și persoane care nici măcar nu au școală, nu sunt instruite și nici măcar nu lucrează ceea ce ar trebui să lucreze. Adică nu fac ceea ce ar trebui să facă. Domnul Crețu, sunt persoane care au avantaje. Pe vremuri, Toma Caragiu avea la Revelion sketch-uri și într-unul din sketch-uri a apărut cu mustață ala Țiriac la Fileu și spunea așa: ăla are apartament cu nu știu ce, ăla are slujba așa, avantaj serviciu. Aici putem aduce avantaj loc de naștere, avantaj zonă loc de naștere, avantaj legătură de rudenie, avantaj legătură de așternut, avantaj, nu știu ce și nu știu cum. Și aceste persoane sunt într-un club anume sau ceva, ca să mă înscriu și eu acolo în clubul ăla cu persoane cu avantaj. După emisiune vă spun. Aceasta a fost emisiunea, domnilor și domnilor, Laurențiu Crețu, consilier județean, USR Plus. Eu continui să spun USR Plus, că așa ați intrat în Consiliul Județean. Acum este USR punct. Da, da. Așa ați intrat în Consiliul Județean, așa sunteți pe listă. Și atunci respectăm lista. Cele bune, oameni buni, numai bine, să ne vedem mâine dimineață, vom discuta despre turism. Am o plăcere. O zi frumoasă, vă mulțumesc pentru invitație și oricând cu mare drag. O zi frumoasă. Asta a fost.